Madi, să nu bocești, te rog frumos. E ultima întâlnire a ta cu Mini Cooper. Ce pleci, mă? Hai sus. Ce ai, mă, ești nebun la cap. Eu mai zis că nu sunteți pregătiți. Salutare, mafioților! Începem vlogul pe care l-am terminat acolo săptămână, în momentul în care am amânat mașina lui Madi cu bara făcută și cu oglinzile. Am plecat la finalul acelui clip împreună cu Madi, o puteți vedea, bă, era în spate, ați să vede acolo în spate eu, cât de cât. Ea nu știe unde mergem, de fapt am mai fost aici o dată la 25 Garage. Cred că își dă oarecum seama ceva trebuie să facem, pentru că la băieții aici se fac mașini frumoase. Și astăzi mergem cu mașina lui Madi să clipim capacele de oglinzi și să-i facem polish-ul mașinii. Hai, Madi, că trebuie să știi ce facem aici, nu? Dai poliș la BMW iar, nu? Nu, îți dai la Opel cu poliș. Știau asta? Știe, nu? Da. Te-ai prins, nu? Da, mulțumesc. Da? Asta de ce? De ce faci atâta surprize, ia zi? Păi am zis că facem proiect cu din Opel, nu? Păi da, dar și de ce mi le organizezi tu surprizele astea? Pentru că plătești tu astăzi. Deci tu plătești, hai oprește căzănelul. Căzănelul e al tău. Da, al tău e Opel accident, am uitat. Și astăzi am înțeles că tu o să faci tu poliș, o să înveți să faci tu poliș. Dacă mă ajută să domni, da. Și am înțeles că o să zipești capacele de oglinzi, tot tu? Dacă mă ajută, domni, da. Păi, m-am odihnit aseară, mi-am băut cafeaua de dimineață, sunt pregătită de muncă. Hai. Da? Trecem la treabă. Bun, hai să le arătăm oamenilor cu atât bara, dacă n-ați văzut în vlogul trecut. Așa arată bara. Acum e cred că cel mai nou element toată mașina, care arată cel mai bine bara asta. Va trebui să arate și toată mașina la fel. Poate lumea va spune că aici e zgâriată capota, dar nu este, este plină de praf. Ești pregătită? Bine, hai să vedem. Acum le arătăm și băieților bara pe care am făcut-o. Ei au văzut-o și stadiu ăla nașpa. Deplorabil în care era. Dar uite puțin la bara asta, la dungă, că nu se vede pe unde a fost refăcută. Hai, Madi, bagă Opelul. Madi, gata, ținmonezi vlogul de aici. Începe vlogul tău. Ține-l. Of, nu, ține-l. Iar stai că eu am treabă, eu trebuie să polișez, stai în pic. Păi da, ține-ți-l și tu trebuie băieții și toate astea. Stai, drăguțule, să mă dau jos din mașină, așteaptă. Pa! Până am găsit această mașină, am dat de foarte multe mașini care au avut daune și plume de dați înapoi. O să vă las câteva mașini pe care le-am găsit noi pe site-urile noastre de vânzări auto și poate după aceea o să fiți mai atenți cu mașina pe care vreți să o cumpărați. Dacă vrei să-ți verifici mașina pe care Vertical, ai 15% reducere din linkul din descriere. Vizionare plăcută! Am lăsat și pe mine chiar. Deci fiți atent, data trecută când am polișat farurile, am bătut palma cu uhui. Bat palma și cu dumneavoastră, mă lăsați să muncesc? Da. Mulțumesc! Hai să vedem. Primul pas, un jet de apă. Acum îi dați cu? Decontaminant de fier, particule de fier. Deci dar pe jante se face roz. Uite, galben aici. Dar așteaptă. Deci se văd galben pe aici. Da, sunt porțiuni unde e foarte poate că se observă mai. Dar nu se observă că e culoarea neagră și nu. Ce, nu știu dacă au văzut băieții și nu știu dacă ai văzut și tu. Uite, aici pe ușă ai niște locuri în care pur și simplu nu se vede acum când dacă decontaminant, dar se vede pe aici. Și niște locuri unde... Da, alea de superglu. Super glue, nu? Normal că le-am văzut. L-ai văzut, nu? Dacă le scop pe acelea chiar o să fie super fain, pentru că băiatul care a lipit capacul ăsta a lipit de mare fel încât a lipit și fața de ușă. A dat aici un pic pe jantă și deja a început să facă roz.
drept urmare, se curăță. Ce e, Madi? Se simte la mână că e ușor, mai ușor abrazie ocupată de cum era, dar mă uităm la aripa asta că se poate să fac o ochi liber, că îți face încălzul la această soluție. S-au dat, au fost două straturi de soluție de aia care topește metalul pe din afară, că nu știu cum se cheamă. S-a clătit mașina de două ori, apoi s-a dat special numai pe roșie, s-a plecat coperia. Acum se dă mașina cu spumă, o clătim și o băgăm înăuntru, l-am decontaminat la ardiuță. Acum, practic, folosiți-o lavetă în locul periei aceea pe care o găsim. Cum e măturica aia de la spălătorie care zgârie rău de tot mașina? N-a avut Opelul ăsta tratament așa nici când a fost asamblat. Dragul de el. Zicea și domnul că mașina mea chiar are o formă frumoasă. Că eu de când am venit aici, vai, mașina asta, mașina asta, mașina asta, o tot ridic în slăbi. Mi-a spus un youtuber că Opelul ar trebui să fie desfințat. Că cel mai prost e mașina Opel. Da, nu știe ce vorbește. Uite, așa o pe la accident n-a văzut lumea vreodată. Nu te mai urci mașina mea decât dacă te descalți la intrare. Ce-ai găsit, Madi? Ia. Negresă. Unde era? Pe capota mea, n-ai observat negresa, dragule? Acum se văd exact pe de la asta de lipici pe care domnul care a făcut nebunia asta cu oglinda să o lipească le-a făcut aici. Chiar sunt curios dacă scoateți astea pe de lipici de aici. Ai văzut asta de aici? Da. Ce zici, o să iasă? Nu știu, nu? Dacă nu, vopsea, din nou. Deci e prima dată că scoateți superglue pe vopsea, nu? Da, destul de complicat și pe aici avem o mică mare pată. Da. Hai. Nu știu ce a fost în capul lui, a dat cu lipici, după aia a fugit, a dat viteză ca să, ce, să o suce, ce... Chiar nu știu. Pare că l-a pus din leas. Da. Hai, Magi, bagă-o, să vedem că la lumină acum, că nu bagi la lumină, acolo să vezi adevărata valoare. Ce-am cumpărat noi? Măi, Magi, vină aici puțin, că aici chiar se vede cât de zgâriat e mașina asta. Chiar foarte frescă. Nu știu ce naiba sunt urmele astea pe aici. Și ia ascultă puțin. Cât de contaminată e mașina. Vezi cât de abrazivă e. Poți să-ți faci unghiile, să-ți pleci unghiile în ea. Dar să știi că am observat că mare parte de tot ce ține de poleșul mașinii se potrivește cu ce-mi fac eu la unghii. Ce faci acum? Trebuie să mă iau argilă. Au, mă moi acum, ok. Uite, mă mândru, nu știu ce se întâmplă, nu știu ce se facă cu ei acolo. Deci, Madi panicată că mi s-a dat o informație acum de ultima oră că dacă scăpăm argila pe jos, Madi bun de plată. Ia, hai să vedem, Madi. Pune și pune așa, frumos. Deci, okay. Să încerc să-l ții cu cumva, să apuci cu cele trei degete, așa. Da. Dar și mănușile astea, mi-s mări. Băi, se simte, ești nebun. Și uite, frate, încep să-l cească, ești nebun la cap. Păi gata, voi puteți să vă beți cafeaua liniștiți? Avem un ucenic foarte bun, chiar se percepe. Păi să insiste mai mult pe locurile astea?
Nu, că se netezește, uite. Da? E gata, Madi, luăm argilă, luăm lubrifiant și mergem să dăm poliș la mașini, pe stradă. Știi cum stai la semafor cu vă spăl parbrizul? Noi suntem, vă facem poliș la mașină. La cază. Face o mică diferență, așa se aude aici. Se aude aici. Bă, aici, nu mai rău. Și nimic aici. Bravo, Madi. Mulțumesc. Păi și eu am curăț singură toată mașina? Hai, Madi, acolo, da, tu scurii mașina singură. Uite, asta, uite aici. E posibil să-mi fie bună aici. Hai să mergem ce ai făcut aici. Nu, uite, aici e puntată, vezi? A fost e puntată. Aia aici nu e, nu la argilă. Păi nu, asta e cu prea. Dacă dai asta jos, ca să nu trebuie să dezezi, deci. Okay. Dacă nu se vadă, nu se vadă vopseaua sau okay. Tabla, depinde cât e de adânc. Cum e, mai stai desfăcător să-ți găliți propria mașină? Măi, e stai desfăcător că știi că ți-o cureți. Gata, man. Puteți una treabă. Are moț în spate. Și ca e antenă. Mamă, frate, se merg cu opă la accident, uite puțin. Uite, aveți aceeași antenă. Și ca să rezolvăm problema cu antena, îi punem de aia de împachet acum. De aia cu alea de rechin. Mulțumesc frumos. S-au apucat aici profesioniștii cu amatorii împreună să decontamineze mașina. Și Mari se mișcă, deja începe să prindă. Bă, cred că ți se-ar face plăcere să faci treaba asta cu detailing. Păi eu zic că da. Ia zi, ai pune mai bine unghii sau ai face detailing la mașină? Madi pare așa puțin descumpărită, ce se întâmplă? Au pasta nouă și încearcă fix pe mașina mea, e prima oară când o încercați? Da. Păi da, stați un pic. Nu strică cu nimeni, nu știu să mă vorbesc. Ba da, mă, este gri, nu? Este roz mașina. Vedem. Ce bine ar fi dacă are și roz. Dați-i în continuare. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. Băi, ești nebun la cap. Groaznic arată. Apară toate sunt frumoase. Băi, e real cât de zgâriată e. Deci, pâine știu cum se vede. Da, bă, deci că e gri, frate. Da. O să ai de polișat la mașina asta. Dar ce domn e acum dacă ea, pe ea? Aia e ușa femeilor, din dreapta tot timpul. Aia mai zgâriat tot timpul. Put the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go.
Zi-mă, Adi, cum e până acum? Ești mulțumită? Sunt foarte mulțumită. Mai plantezi mașina? Nu, știu. Nu știi, nu? Ce e aia? Ce faci, mână, acolo? Asta e colecție de lac? Da, sunt anumite zgrieturi pe care polișii nu ți le scoate. Și va trebui să corectăm un pic lacul cu un pic de abraziv. Păi, dar uite aici că e mov mașina, uite și ce perlă are. Se vede pe cameră. De ce e real? Eu nu cred așa ceva. Băi, deci eu nu cred așa ceva. Unde-i zgârietura, fratele meu? Unde era? Și acum mai avem încă acolo. Și eu vin și pe asta. Care tot la fel o faci mai mare. Mai gata, mă puse și mașina. Deci, faza asta la colant, n-ai cum să faci așa, frate. Deci, din păcate nu, pe bune, jur și vopsea e vopsea. Mergem acum, să cumpărăm carne, mici cârnăciori și pâinică, pentru că facem aici un grătar în familia 25 Gerici. Dacă mai vine mai de multe ori și mai dă poliș pe aici, mai... Da, mi-au promis băieții că o să mă cheme și la detailing, adică să fac eu un detailing, să mă ajute. Cine mă atinge și așa? Ok. Oricum a ieșit fain, chiar. Da, o să vă arătăm după ce mâncăm, evident, după ce mâncăm o să vă arătăm un before and after, nu? Da, am delimitat acolo, să vedem diferențele. Dar se pot observa cu ochii liber. Dați-mi și mie. Ce vrei, Mani? Ce vrei de acolo? Șurici! De la, exact așa. Băi, mai mișto ăsta, mă, frate. A, vrei de asta? Ne dați să gustăm o bucățică de asta, rog? Vă dau și din ăsta și vă dau și din ăla. Care e mai bun? Ăla, pe ăla, pe ăla. Ăsta e, fier. Nu. Și ăsta la fie, dar pulit. Băi, eu nu mănânc șoric, da. Ăla pulitul. O, e problemă cu ea. Ăla pulitul e. Da? Păi și-aia, Doamne, Dumnezeu ăsta. Am dat și noi drumul la grătar. Dacă veniți cu grătarul, cu carnea și cu cărbunii, de 25 gheri și puteți face grătar. Vină, Mari, cu șorici încoa. Vină cu șorici încoa. Dă-l încoa, dă și mie o gură, frate. O gură. Dă și mie gură. Doamne, cât e bun. Fuie. Doamne. Mă, chiar e bun. Așa arată fericirea pentru mine. Unde-ai pus carnea? Da. A trecut mai de la poliș frumos, de la argilă la cărniță. Nu spălăm și noi un pic cărnița asta? E mai bun doar cu sare, mai sănătos. Și cu condiment e bun. De treaba asta trebuie să faci tot ca bărbat. Păi da, mă, dar filmez. Poți să filmezi odată, băi. Ah, ce plânge băgamia. Închide ăla. Ai spus băgameș? Cuvântul cu băgameș? Te punem cărnița. Avem aici. Stai mie, că nu am dezinfectat ăsta. L-am mai dezinfectat și noi înainte, să știi. Și acum vine cărnița. Aici gata, aproape e gata. Hai să vedem ce se întâmplă. Se ridică capacul? Bine, hai să vedem ce fac băieții la... Gata, e carnea? Gata. Mai rămân doar micii. Avem aici și M5-ul. Și aici tot se lucrează la... Opel Accident Mafia. Nu o să mai fie Opel Accident. Nu o să mai fie Opel Accident, nu? Băi, frate, cum ești nebun la cap. E lună, e bec. A few moments later. Madi, să nu bocești, te rog frumos. E ultima întâlnire a ta cu Mini Cooper. Bă, tu plângi. Hai, nu plângi, nu? Haide, du-te și dă-i ultim pupic. Lunimo. Lunimo. Băi, dă-i seama că nu o să mai fie în parcare. Și acum, it's going. Da. Și ultima dată când deschide Madi Mini-ul. Aia de când are Opel accident. Și cum am îndrăgostit de mașina asta, i-am făcut follow din primul meu salariu. Și a plecat și Mini-ul.
Și Madi acolo. Bă, frate, nu mai avem mini cupă, nu vine să crezi, frate, mă crezi? Bă, fix de ziua noastră plânge, mă, frate. A, mă, frate, să bucur de el. Până la mă, te-ai bucurat de el până acum, să bucură și altceva. Ce plângi, mă? Hai, sus. Hai, frate, aniversare frumoasă. Ziua numărul 2 mafioților, am plecat eu către serviciu, am lăsat-o pe Madi să facă de mâncare, pentru că avem nevoie să mai și mâncăm acasă. Luăm 39-le și mergem la băieți să vedem dacă au terminat, dacă au lipit capacele de oglinzi și ce mai au de făcut, dacă putem să luăm mașina astăzi. M5-ul la plimbare puțin. Bă, s-a prăfuit. Din păcate a plouat puțin, s-a prăfuit. Era mișto el că era curat. Hai să mă găsesc jos, pac, așa. Și hai să vedem cum pornește căzănelul. Tot timpul voi să pornesc mașina cu geamul deschis. 3, 2, 1. Frumos, iar nu avem benzină. Revenim de la service. Apropo, ați văzut că am vândut aseară Mini Cooper-ul. Mai avem de vândut interiorul de 39, cine vrea să cumpere un interior de Alcantara, impecabil, după părerea mea, adică arată foarte bine, n-are urme de uzură. Mesaj pe Instagram, prețul este unul foarte mic, dar dacă vreți să-l cumpărați, ce mai important, dați-mi mesaj pe Instagram și o fanul acolo și cine vine primul să-l ia, al lui va fi. Am ajuns la băieții la 25 Garage, se aude acolo că se muncește la mașină, ia să vedem dacă chiar muncesc băieții aici. Bă, da, într-adevăr se muncește aici. Neața, am văzut ceva super și super șmecher. Vă aduceți aminte, dacă dați puțin skip înapoi, mai țineți minte toate petrele alea de lipici, frate, că era lipici pe de super glue. Aici era una mare. Una mare și nu se mai vă, frate. Bine, am zis că nu e dat polish aici. Nu, acolo. Acolo nu. Și aici cred că o să punctăm puțin, pentru că s-a luat vopseaua. Da, arată într-un mare fel, adică să nu mai fie toate chestiile alea de... Încă nu e terminată, da. Și arată super și super bine. Plafonul acolo n-a reușit bine. N-a vrut să reușească aici pentru că e ceva pătat. Nu știu ce s-a pătat aici, ce a putut să pice. La Găinaț. La Găinaț, nu? Mergem acum, mafioților, să luăm niște vopsea pentru punctat locurile unde vopseaua a sărit, adică nu mai este la locul. Mamă, stai că am dat aici crocs. Așa, n-am prins verde. O, trebuie să căutăm și ceva de lipit oglinzile alea, cred că ceva mastic de parbriz, ceva mastic negru, ca să fie cum trebuie, să stea oglinzile la cum trebuie. Și întoarcem înapoi la băițele și achităm toată treaba asta. Gata, am luat vopseaua potrivită pentru mașină, totul după cod de culoare. Și acum mergem să cumpărăm ceva de lipit oglinzile respective. Am înțeles că n-ar fi ideal cu mastic de parbriz pentru că o să se umfle și o să căutăm la dedeman ceva de lipit mai ok, plastic pe plastic. Adezivul care o să lipim oglinzile, sperăm că e ok. Mi-au spus băieții de acolo că ce că coasta să le lipici, că e invizibil, nu face spațiu foarte mare între ele. Acum vedem dacă se lipește sau zboară la 300 la oră cum o merge noi cu Opel-ul ăsta, Opel accident. Capacul a lipit cu toate picăturile posibile. Pe mine deja mă enervează. Să vedem dacă reușește ceva mai acolo. După 3 miliarde de ani am dat și noi ăsta jos. Puteți să vă cât mastic avea aici să țină treaba asta. Mergem acum să vedem dacă îl punem înapoi. Dacă vreau să-l punem înapoi. Vezi să nu-mi dai în ochi, te rog. Ce faci? Te chinui acolo, a? Băi, băiatule. I-a trebuit premiul Nobel. De aia spune tu, ce ai făcut tu mai devreme? Cu cleștele ăla. M-am prins burta cu el. Uf. Momentul ăla când te apuci de treabă și vrei să le prinzi pe toate. Olteanu cicleta. Vezi? Și acum Olteanu cicleta o ia pe Moldovean ca Madi. Haide, Madi. Uite de pe aia. Doamne. Lasă-mă pe mine telefonul. Lasă-mă pe mine telefonul. Mama.
pe telefon. Acum facem o chestie tipic nouă. Mi-a intrat Costa. Ceau, am Costi. Nu, Costi, e de șold. Mamă, ce greu e să stai. A doua zi am venit după mașinuță și eu n-am putut să mă abțin să nu văd fetița. Nu o să vă vină să credeți ce am descoperit. Și aș vrea să vă arăt, să fac un before and after, dar nu mai pot pentru că au dispărut imperfecțiunile. Faza e că mai avem puțină lumină și am zis ca să scoatem puțin mașina afară. Mașina încă nu este gata 100%, băieții la 25 garage. E un procent de 90%. 90%, dar băieții la 25 garage fac o treabă genială. Dați-le un follow pe pagina lor de Instagram. Zi, Madi, ești pregătită? Voi dacă sunteți pregătiți, că eu sunt pregătită. Am auzit acolo că a pornit dieselache, a pornit din spate. Hai, deschidem porțile în 3, 2, 1 și ia să vedem Madi. Ce ai, mă, ești de bun la cap. Eu mai zic că nu sunteți pregătiți. Ce-ai, mă? Dă-o mai în spate, mai. E perfect, așa, gata. Stop. E perfect. Băi, mă, de zici că ți-au vopsit mașina. Poți să o plăci motorul dacă e? De zici că ți-au vopsit mașina. Cu greu îi convinși pe colegii mei de la 25 Garage. Colegii tăi? Dacă am zis că îmi dau demisia de la actual loc de muncă și mă angajez aici pentru că îmi place să fac detailing. Da, am văzut. Nu m-am lăsat numai detailing, doamne, polish, că detailing încă n-am făcut. Ei, avem aici pe Ionuț și pe Gabi. Eu cu greu le-am învățat numele, adică au râs de mine un pic. Chiar te pricepi, de ce face zice Mihai că nu te pricepi? Oh, uite, vezi, da. Da. Colegii mă laudă. De contaminarea a fost făcută corectă. De contaminarea, da, chiar a fost făcută corectă. Hai să ne întâmplăm așa puțin la mașină să vedem exact că pare că ați vopsit mașina asta. Sincer, e țiplă mașina și eu nu înțeleg totuși cum poate să iasă o mașină care n-a fost vopsită doar din poliș în felul ăsta. Cum e posibil așa ceva? Contaminare chimică, de contaminare mecanică. Ce ai făcut? Izolare, după care am polișat un poliș în doi pași. Uh-huh. Am scos niște pete de super glue care erau foarte urâte, la care am muncit. Adică asta de aici. Da. Erau niște pete. Nu știu dacă se mai văd. Nu cred că se mai vede nimic. Nu se mai văd, se mai văd niște înfurături pe aici pe care trebuie să le facem noi la. Păi, iar asta nu facem. Petele de super glue erau pe aici. Da, erau destul de multe. Vreau să vă spun că încă nu sunt făcute toate lucrurile, pentru că mai avem de punctat pe aici, am văzut eu niște chestii, avem de punctat niște locuri unde mașina a fost lovită și o să am făcut culoarea la, vopseaua la colul de culoare, să zic așa. Dar Madi, asta e puțin lângă mașina, că mi se pare ireal ce siluetă are acum mașina. Ce siluetă avem amândouă, dragă. Apropo, am nevoie de ajutorul vostru în comentarii. Dacă am văzut eu că ați vreo 2-3 că aveți o pălasă HGTC, dați-mi și mie căpucele de astea, zic bă, da prostii. Dacă nu vi le fură. Dacă nu vi le fură. Nu, că nu-ți mă lăveam că de aia. Hai să mă ieși în spate, să vedem. Să vedem și în spate cum arată mașina asta. Și iarăși, aici e real, pentru că bara asta, aici era teroare. Deci era atât de zgâriată încât se făcuse albă. Și acum nu se mai vede absolut nicio zgâietură. Deci absolut nicio zgâietură. Avem de lucru la detalii, da? Mai e prăfuită mașina. Da, dar o să urmez să facem treaba asta, dar oarecum vreau să mai prindem puțină lumină. Pe partea asta mașina arată cam așa. N-am scăpat încă de capacul de muștar, dar am dat eu comandă de treaba asta, să sperăm că o să iasă cum trebuie. Deci în momentul de față, dacă vrei să vopsești mașina, te costa vreo 2000 de euro. E o mașină de nota 950 pentru care 3 litri, da? Eu vorbeam acum de vopsea, deci dacă trebuia să vopsești mașina, să se vopsești, erau 1500-2000 de euro. Dar cu 1500 de lei să o faci să fie, frate, e lună. Uitați-vă și puțin la ea cum arată, este peste tot perfectă. Na, defectele caroseriei n-am văzut să le scoatem la polish, dar este superbă. De 15 ani exact, care cu 1500 de lei a ieșit țiplă. Pe băieții de la 25 Garage găsiți în Chiajna, o să vă las un link în descriere cu paginile lor de Instagram. Madi, nu l-ai spus de oglinzi, am pus și oglinzile Batman. Păi nu, era cazul. Vine încoace să le vedem cum arată din față. Te-ai prins? Nu era acasă? Hai, mă, că bine. De Mihăiță. Arată bine, mă, ce ai? Arată foarte bine. Uite, mă, că ele au o formă frumoasă, dar am avut o mică problemă cu oglinda din stânga. E ok. Aia e dreapta?
oglinda din stânga. Așa? Și încă se vede. Uite, păi da, mă, dar oglinda e defectă aici. N-ai cum să o pui. Da, nu știu, ori era de la capac, ori de la oglindă, ceva nu s-a potrivit și am improvizat noi. Și cam aceasta este mașina. Madi se duce acasă cu E39 și o rămâne aici cu băieți. Cu băieții să nu rezolvăm totul. Nu pleci tu cu mașina mea, drăguțule, te chirizi. Nu pleci cu BMW-ul. Nu, frate, nu, eu plec cu bestia mea. Fiecare bine. Cu bestia lui. Bine. Dar, încă o chestie, frate, ce e premium, e premium. Și acum nu se laudă nimic, totul e plătit, nu e parteneria, nu e nimic. Oamenii ăștia chiar și-au făcut treaba și au scos din mașina mea cu o tentă gri la lumină, au făcut o mașină neagră, mașina neagră pe care de fapt o căutam, e aici. Exact. Și țin să vă mulțumesc pentru asta că n-am apucat să fac, deci mulțumesc frumos. Este tot de bun. Mare are 74 de km, are cu becoprins. Vezi că e bumper, la bumper foarte încet. La etapa punctat, locurile unde mașina are vopsea ostrită. Hai să uite aici cum se face o operă de artă. Băi, mafioților, după 48 de ore de muncă, cam acesta este rezultatul. Uitați-vă și voi cum arată mașina asta. Este pur și simplu sclipitoare. Priviți și voi care este rezultatul dintr-o mașină mătuită, pur și simplu ruptă în gură la 1700 de euro. Eu zic că acum mașina asta, așa cum arată ea în momentul de față, ar fi lejer un 3.500. 3.500, nu spun mai mult. Un detailing ca la carte, automat va schimba mașina radical. Și aia, dacă v-a plăcut... Un follow la băieții la 25 Garage, un subscribe aici ca să fie toată lumea mulțumită.